Dragi dărmăneșteni, anul 2020 se apropie de final. A fost un an atipic pentru noi toți, un an în care am învățat să trăim cu alte valențe decât le-am avut până acum. Un an în care pandemia a fost, după cum bine știți, prezentă și în țara noastră și în localitatea noastră. Cu toate Acestea, 2020 pentru noi a fost un an în care am continuat să investim, un an în care ne-am atins obiectivele propuse. 2020 a fost anul în care, de la bun început, am luat în considerare la modul cel mai serios pandemia și am făcut tot ceea ce ne-a stat în putință ca să reușim să limităm efectele COVID-19. Datorită efortului nostru comun și a înțelegerii de către cetățeni a efectelor acestor, acestui virus, am reușit să ne situăm pe tot parcursul anului 2020 sub cotele, sub procentele pe care județul Bacău le-a avut vis-a-vis -vis de îmbolnăviri. În toată această perioadă, localitatea Dărmănești a avut sub 1% grad de infectare. Sigur că acest lucru se datorează în mod special dumneavoastră care ați înțeles să păstrați distanța socială, să păstrați acele măsuri obligatoriu pe care uh, autoritățile ni le-au transmis. Tot în 2020 am reușit să ne atingem, spuneam, acele obiective de investiții. Am fost, uh, poate, singura localitate din Județul Bacău care nu am oprit uh, lucrările în decursul anului 2020, reușind astfel să alocăm cea mai mare uh, cotă, din bugetul local pe investiții, aproape 60% din taxele și impozitele locale din bugetul localității fiind dirijate spre investiții. Sigur că suntem în plin proces de, eu știu, asigurarea măsurilor de sănătate, suntem în prim proces de asigurare a tuturor cerinților legislative pentru a ne proteja sănătatea. Pentru că suntem la sfârșit de an, vă transmit multă sănătate în 2021. Poate chiar și mesajul de a fi mai bun, pentru că pandemia ne-a învățat dincolo de problemele zilnice să fim mai buni. Să ne cunoaștem mai bine poate familia, poate prietenii, pentru că această perioadă dificilă. Ne-am învățat că împreună, uniți, reușim să ne atingem obiectivele. Vă doresc un an bun, un an cu sănătate și să dea bunul Dumnezeu în 2021 să ne vedem împreună și să ne atingem obiectivele. Tuturor vă doresc la mulți ani!